Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Cu irisul deschis. Continuăm călătoria noastră încercând să deslușim tainele trăirii și slujirii creștine. Iar ediția de astăzi va fi din nou una specială. O poveste de viață din îndepărtata Siberie. Avem noi dragoste de oameni? Suntem noi dispuși să-i slujim plătind prețul renunțării de sine? Vă invit să urmărim împreună povestea Danei Sisoeva, o misionară din țara noastră, dispusă să plătească prețul plecării până în Siberia, de dragul slujirii altor oameni. Haideți să o urmărim. Cu dragoste din Siberia. Acesta este numele poveștii noastre și pentru că fiecare poveste are un început, aș vrea, Dana, în primul rând să ne spui cine este omul Dana. Cine ești tu? Cine sunt eu? Deci eu sunt Dana Sisoeva. Deși în buletin nu scriu nici Dana, nici Sisoeva. Aul l-am primit în Rusia, în buletinul românesc sunt Sisoev. În orice caz nu l-am mai înapoiat la întoarcerea în România, așa că mi-a rămas acolo la nume. Sunt aici împreună cu soțul meu, Ian Sisoev, și cei doi copii, Doroteea și Natanael. Ce să mai spun? M-am născut în Anina, un oraș din Caraș Severin. Am locuit apoi în Oravița, în Arad, în Oradea, unde am studiat teologia. Apoi am plecat în Iacuzc, unde am locuit 10 ani. De 3 ani de zile locuim în Hunedoara. Aici, la seriile de tineret din Iris, personajul principal este Dumnezeu. De aceea, aș vrea să știu cum l-ai cunoscut tu pe Dumnezeu, care este începutul relației tale cu Dumnezeu. Istoria mea începe, este una de genul, m-am născut într-o familie de credincioși baptiști, probabil că ați mai auzit istorii care încep în felul acesta. Într-adevăr, am fost crescută într-o atmosferă în care eram conștienți mereu de prezența lui Dumnezeu. Ca și o paranteză, așa, noi am crescut împreună cu fratele meu în casa pastorală, care era chiar în curtea bisericii. Și aveam noi vorbă între noi, da? Dacă cineva făcea o prostie sau mințea, ziceam, ai mințit în curtea bisericii, deci era foarte important să nu facem greșeli, că erau mai grave acolo. L-am cunoscut pe Dumnezeu de mică, dar n-am fost încurajată să iau o decizie finală, cumva să spună că e prea devreme pentru așa ceva. Poate cel mai provocator moment a fost când a decedat tatăl meu, că am fost în clasa 8-a. Am fost încurajată să mă rog lui Dumnezeu ca unui tată, pentru că nu mai aveam un tată. Și cred că atunci a început o relație mai apropiată cu Dumnezeu. În orice caz, m-am botezat peste 2 ani, în Arad, pe când eram la liceu, de 1 aprilie, dar de adevăratele. Dana, eu știu ceva mai multe despre tatăl tău. Îmi povesteai mai devreme o istorie atât de interesantă care pe mine pur și simplu m-a captivat. Vreau să le spui și lor ceea ce mi-ai spus și mie despre tatăl tău și motivul pentru care credeți voi că a murit și care au fost luptele lui. Tatăl meu s-a născut într-o familie de ortodoxi, acum începem altă istorie. A fost botezat în secret într-o perioadă în care nu aveau voie să fie botezați cei care provin din familii de ortodoxi. Și după câțiva ani de activare în biserică, a fost încurajat de biserică și trimis să facă școala teologică de la, pe atunci, seminarul, da, de la București, să deveni pastor. Acum, pe vremea aceea, o astfel de decizie însemna foarte mult, însemna că riști foarte mult, pentru că multe, deși erau legale multe activități, nu erau încurajate, din potrivă, da, erau urmărite, restrânse. Ce pot să spun? Au fost momente în care am avut percheziții în casă, în care tatăl meu, știu foarte multe istorii de genul ăsta, în care mergea la Sibiu după literatură creștină. Era foarte riscant să fi prins pe drum, pentru că era mereu urmărit. În multe rânduri s-a întâmplat că pur și simplu a pierdut autobuzul, o dată a mers cu autobuzul, în alt rând, așa a făcut domnul, a trimis o ploaie și n-a mai fost controlată mașina, deci tot felul de minuni prin care s-a putut ascunde Bibliile și literatura creștină care se ducea în casa noastră. Apoi, au fost multe confruntări cu autoritățile. Într-una din localități, într-un sat, se dărâmase biserica, a pus și simplu intră buldozerul. Și tatăl meu a insistat foarte mult să primească autorizație pentru a o reconstrui și din cauza asta a fost chemat la securitate și urmărit. Acum, în ce privește moartea, noi nu avem încă date foarte multe. Am murit cumva subit și
Avem așa câteva indicii, cum că și securitatea a avut un aport la asta sau a contribuit la cel puțin grăbirea decesului lui. Această istorie cu tatăl tău a avut vreun impact asupra relației tale cu Dumnezeu, felul, modul în care l-ai văzut tu pe Dumnezeu? Da. Tatăl meu a fost modelul de trăire. Eu știam care sunt valorile lui pentru ce își riscă viața și am înțeles că asta este un lucru important și mi-am dorit să trăiesc pentru aceleași lucruri. Chiar după ce a decedat tatăl meu, în 87, a trebuit să ne mutăm din casa pastorală, deci puteam să mințim mai mult. Ne-am adunat biblioteca, aveam o bibliotecă impresionantă pentru vremea respectivă și am aranjat cărțile în bibliotecă. Și am dat de una din cărți, se numește Ana din Ava, nu știu dacă ați citit-o, că este, am văzut-o într-un catalog, pe care mi-o recomandase cu puțin timp înainte de decesul lui, dar eu n-am apucat să citesc decât câteva pagini. Și am reluat lectura simțind că asta ar fi vrut tatăl meu să citesc. Și am fost foarte impresionată, este vorba despre o fată, Ana Judson, care simte chemarea lui Dumnezeu prin băiatul care o cere în căsătorie să meargă misionară undeva în Birmania. Am simțit că asta aș vrea să fac și eu. Și inspirată de modelul tatălui meu și de cumva sugestii, așa simțeam eu, dacă asta ar fi vrut el să citească, pentru asta ar fi vrut el. Poate și așa un pic de spirit, de aventură, dar mi-am dorit. Și țin minte că m-am rugat atunci, era în 87, 88, poate la început. Dar țin minte că am spus Domnului despre că mi-ar place foarte mult, dar fiind înainte de Revoluție, nu te puteai gândi că mergi misionar în nu știu ce țară, că nu puteai să ieși din țară. De aia mai târziu, când a venit Revoluția, s-a invitat Institutul Biblic, deja știam că eu acolo vreau să merg, deja știam că de aia merg ca să merg undeva misionară. Deci cumva Dumnezeu m-a pregătit de foarte de vreme pentru asta, cumva a pus o dorință, un gând care s-a dezvoltat și am fost în continuare prin diferite predici, prin diferiți oameni, cărți, încurajată mai departe, da. Să înțeleg că această întâmplare cu tatăl tău a fost chiar o temelie a misiunii pe care urma să o faci. Da, da. Nu am mai zis, până lângă faptul că am preluat cumva cărțile, eu eram cea care trebuia să le aranjez acum, eu le citeam, simțeam că sunt așa moștenitoare sau cumva trebuie să duc mai departe lucrarea lui, nu în biserica în care a lucrat el, dar cumva valorile lui trebuia să le trăiesc eu. Nu știu, așa, de parcă mi-ar fi pus, mă exprimam la cineva, de parcă mi-ar fi pus o ștafetă în mână pe care trebuia să o duc eu mai departe și asta am făcut, da. Noi ne bucurăm. Acum o să vedem câteva fotografii într-un slideshow și vreau să ne povestești puțin așa din fiecare fotografie. Ce este acolo, ce se întâmplă, cine? Da, ăsta este singurul parc din Iacuțc. Acum s-a mai mărit, dar nu exista parc. Nu existau parcuri când am mers noi, doar unul foarte mic, care semăna mai mult cu o pădure. E undeva în iunie, ori iunie, ori așa trecerea spre vară, cu copiii. Asta e chiar ultima zi înainte de a pleca din Iacuțc, în 2009. Aveam avionul de dimineață de la 6 și asta era pe la 11, au venit fetele să-și ia rămas bun și nu mai plecau și noi nu aveam încă bagajul strâns, dar am fost așa plăcut că vreau să mai stea cu mine și astea sunt fetele în care m-am investit foarte mult, cu care mă întâlneam săptămânal pentru studiu biblic, pentru rugăciune. Asta parcă scrie data, este 10 martie. A fost o zi frumoasă cu soare. Soare acolo. Astea sunt o parte din oamenii care au lucrat cu noi la misiune acolo. Sunt și doi misionari americani, misionari din Ucraina. Am avut foarte mulți misionari în Iacuțc. Din Brazilia, din Africa de Sud cineva. Pe lângă America, din Germania am avut. Sunt o parte din ei. Asta e tabăra în care am fost cu mâna în ghips, da. Cred că e o poză făcută, da. În 2009, în tabără. În fiecare vară adunam tinerii pentru tabără și ne-am petrecut timpul împreună. Asta este una dintre cele mai proprete prietenele mele. M-am investit așa de mult în ea și acum locuiește în China, Diana. A fost botezată singură pentru că, nu știu, trebuia să plece undeva sau și s-a făcut botez ca să poată să fie. Așa arătau casele, nu în oraș, nu în capitală, dar în sate așa arătau toate casele și în oraș mai sunt. Asta este chiar lângă clădirea bisericii în care ne întâlneam, mai este o clădire în aceeași curte, iar curtea bisericii.
și copiii noștri când eram mici. Asta este prima promoție de studenți, pentru că o perioadă am predat ceva cursuri de teologie. Foarte mulți oameni care lucrau, misionari, foarte dedicați, nu aveau studiile necesare. Și atunci s-a invitat o școală de pregătire a slujitorilor. Și asta este chiar prima promoție de studenți. Unul este cel din capăt, este Ciucci, de undeva mai din nord, la 1000 de kilometri, iar mai la nord de Iacuțc, cred că dincolo de cercul polar locuiește, da. Aici iar într-o tabără, una din tabere, în fiecare vară ne întâlneam în tabără. Asta tot în martie, cred că, când era cald și frumos, mult soare. Da, acolo sunt eu, dar nu cred că știți care sunt, cu căciula aia cu ciucuri albi. Lângă mine este o soră misionară din Brazilia. Cred că în primul an, pe când încercam să mă obișnuiesc cu clima și cu peisajul, m-am luat într-un parc de divertisment, sau cum să-i spune, acolo o topogană imensă din blocuri de gheață și tot felul de figuri de gheață. Da, aici noi intrăm spre biserică. Cam așa ne îmbrăcam. Da, tot acolo în parc, tot eu. Da, asta este vara, da, vreau să zic că vă spun că este și vara. Și indiferent ce zice fratele Puiu, este mai cald decât în România vara, deci vreau să mă credeți. Pentru că soarele, am fost într-o tabără, deci a fost primul meu șoc, cred că în primul an am fost într-o tabără și mi-am luat haine groase, pentru că aici, oricât de cald ar fi, da, noaptea e frig. Să vă spun că soarele pun undeva după 12. Eu știu că pe Google veți găsi că pe la 11 și ceva, dar soarele încă îl vezi până târziu. Și răsare mai după 2, după ora 2, dar nu se întunecă între cele două. Deci nu apucă să se răcorească. E tot timpul soarele pe cer și e foarte greu și vara. În primul an mă trezeam dimineața și auzeam păsările cântând, soarele era pe cer, mă uit la ceas 4 dimineața. După aia m-am obișnuit. Aici, în primul an, suntem tot într-un spre biserică, aveam o căciulă tare interesantă. Ați văzut filmul? Era un desen animat pe vremea mea cu Oblio. Așa mă simțeam cu căciula aia. Da. Nu mai avem. De asta, acum vreau să începem cu perioada ta din Iacuțc. De ce tocmai Iacuțc? Pentru că multă lume nici măcar nu a auzit de Iacuțc. Când mă gândeam să merg în misiune, adevărat că toți oamenii, toți care simt așa o dorință pentru misiune, se gândesc la început la Africa, după aia mă gândeam la India. M-am ajuns la Institutul Biblic și fratele Țon, care a înființat școala, a gândit-o ca și o școală de misionari. Și ne-a povestit despre viziunea lui și cum a gândit, ca fiind un loc în care misionarii să fie pregătiți pentru a merge în fosta URSS. Există foarte multe nații care nu au Biblia în limba lor, care n-au auzit despre Hristos. Căderea cortinei de fier a făcut posibilă evangelizarea. Și povestea despre nevoia mare care este acolo. Și atunci am simțit că acolo asta e direcția, da? Și atunci m-am rugat lui Dumnezeu. Asta așa este una din, cum să zic, pe de o parte, dar dintr-un unghi privită istoria. Dintr-un alt unghi, sigur, l-am întâlnit pe Ian în Institutul Biblic, am fost colegi. Ian vine chiar din Iacuțc, acolo l-a primit pe Domnul, acolo a locuit. Când am început relația noastră, a simțit că e nevoie să discutăm și despre asta, că el era convins că voia lui Dumnezeu să se întoarcă înapoi, să ajute biserica din care a plecat. Era foarte multă nevoie acolo și se gândea oare cum am să reacționez eu sau ce planuri am eu de viață. Ori eu chiar eram pregătită pentru asta, sau asta mi-am dorit să fac, să merg misionară. Și am simțit că avem aceeași viziune, cam aceeași direcție. Și am primit călăuzire și prin asta. Te-a pregătit soțul tău pentru ceea ce urma să găsești acolo? Care au fost așteptările tale? Da, mi-a spus că mi-a spus de frig, că este foarte frig și în primul an mi-au cumpărat o șubă, se zice, da, o haină de blană foarte groasă, avea 5 kg și simțeam că port un urs în spate, da, deci chiar mergeam cu coșată din cauza ei. Ați văzut-o în poză. Avea așa o mânică criață, nici nu puteam să-mi întoi bine mâna să suflu nasul și vorbea cuiva dacă aș fi căzut, nu mă mai puteam ridica, că era aproape până în pământ. Deci eram pregătită să înfrunt frigul. Vă mai spun un amănunt. Am crescut într-o casă cu puțin negrasie și tot timpul îmi curgea nasul, aveam alergie la asta și mama mi-a spunea, unde mergi tu în Siberia, nu vezi că tot bolnavă ești.
Vreau să vă spun că am fost mult mai sănătoasă în Siberia și mi-a prilit foarte mult aerul de acolo, aerul mai uscat. Nu m-am pregătit, sau ce știu, pentru un tunel. Când tunelul a fost foarte greu de suportat, tunelul din timpul iernii și lumina din timpul verii, dar să zicem că e mai ușor cu lumina decât cu tunelul. Pe la ce oră putem să zicem că se întunecă? E tot timpul în tunel, iarna. Așa, vreo două ore, dacă se luminează, dai ceață și de, în cazul ceții oricum nu vezi nimica. Țin minte, când eram însărcinată cu Nathan, a trebuit să merg pentru ecograf și ziua, pe la 4 probabil, dar era așa ceață groasă că mi-era teamă că dau cu nasul de clădire și nu o văd. Nu, nici chiar așa, dar eram în autobuz și nu, se anunțau stațiile că altfel nu vezi nimic pe geam. Și mi-era teamă că am să cobor, era un spital la care nu mai fusesem decât foarte rar și n-am să îl găsesc din stație plecând. Până la urmă l-am văzut, era o clădire mare cu lumini, l-am găsit, la minus 55 de grade. Dar nu se luminează. Plus că a fost unul dintre cei mai grei ani, a fost când s-a născut Dora, am locuit într-o garsonieră în care nu avea izolație bună și geamurile se făcuse o gheață între cele două geamuri cam de 10 cm. Deci noi aveam tot timpul un tunelic în casă, un tunelic afară. E foarte greu de suportat în tunelicul. În primul an, de-aia v-am zis că a fost martie, zi frumoasă cu soare. În primul an stăteam la geam și mă uitam la soare când s-a făcut primăvară, sau mă rog, primăvară o numeam noi. Să înțeleg că oricât de pregătit ai fost când ai ajuns acolo, tot nu a fost îndeajuns, pentru că... Da, da, plus că am crescut într-o zonă de munte, îmi place să văd munții, verdeața, ori pământul e nisipos, verdeață foarte puțină, niște pomi nu cresc foarte înalți, îmi lipsea mult lucrul ăsta. Ca să nu mai spun faptul că în martie așteptam ca toți oamenii ghiocii și de-abia în mai, în mijlocul mai se dezgheață și se face cumva trecerea brusc spre vară. Și lungimea iernii, am înțeles că frig, dar parcă era prea mult, da? Și întuneric și... Sigur că a fost greu. În primul an nu cunoșteam limba, nu cunoșteam cultura, a fost... M-au mai obișnuit, tot îmi spunea că nu o să fie fructe. Într-adevăr, nu crește niciun fruct acolo, cu excepția unor fructe de pădure mărunte, cum ar fi fragii, sunt niște bobițe roșii, pe care le adună oamenii toamna. Și din ele fac și suc și gem, deci sunt singurele fructe care cresc. Sunt greu de adunat că sunt foarte mărunte și cresc jos, da? ca plantă de frăguțe. Într-adevăr, fructe sunt tot timpul, dar sunt mult mai scumpe. Noi tot ne miram când ne întorceam în România, cam o dată la 2 ani, ce ieftin e totul aici. Așa că să nu spuneți că e scump, că mi-a trebuit mie, cred că pe telefon, din când în când, să verificăm cât sunt merele în Iacuțcă, ca să ne bucurăm că aici sunt mai ieftine. Înainte tot timpul făceam comparația asta, cât costă acolo, e foarte ieftin. Spune-mi, te rog, ziceai de diferența de cultură. Spune-mi, cât de mare e diferența asta? Când ai ajuns acolo, ai fost șocată sau să zicem că te-ai obișnuit destul de repede cu diferența? Țin minte că la început spuneam că nu găsesc mare diferență. Îmi povestea prietena mea, Nil, dacă n-ai vorbit încă cu oamenii, pentru că nu cunoșteam limba. Apoi când încep să vorbești cu oamenii, se pare că nu prea sunt normali, nu îmi gândesc altfel. Sau ne uitam la televiziunea rusească și reacțiile și felul în care răspund, da, e foarte ciudat până te obișnuiești. Apoi cel mai greu este când mă întorceam în România și aveam, nu știu, anumite expresii veneau pe limbă și anumite reacții specifice oamenilor de acolo. Iacuții sunt, în Iacuți cam jumate sunt naționalitate rusă și jumate sunt iacuți. Iacuții sunt foarte diferiți, ei sunt mai închiși, mai înceți, mai neîncrezători în oameni, mai greu să deschid. De aia, cam, ce știu, 3-5 ani trebuie să stai cu omul ca să se deschidă și să te împrietenești. Faptul că am două din prietenele mele, mi-au spus că, din Iacuți, mi-au spus că sunt cea mai bună prietenă pentru ele și asta înseamnă foarte mult, pentru că cu greu, da, reușești să legi o relație. Pe când rușii sunt altfel, sunt mai deschiși, sunt mai vorbăreți, vor să află totul. Femeile sunt mult mai vânjoase, mai cu instinctul matern puternic. Aproape toate m-au înfiat, îi arătam mai plăpândă pe lângă ele și încercau să-mi poartă de grijă și mă simțeam bine din cauza asta. Da. Spune-mi, te rog, dacă diferența de cultură ai regăsit-o și în bisericile de acolo.
Nu știu să spun. În biserică am avut, aminteam că am avut misionari din diferite părți, am avut și ruși, și acuți, și eveni, și diferite naționalități. Pe lângă ruși sunt mulți ucraineni acolo, moldoveni sunt. Am intrat într-o zi în autobuz și am două cuvinte am spus, Gorode, am întrebat dacă merge autobuzul în oraș. Și îmi răspunde moldovenește. Și zice, de unde vezi dat seama că știu românește? Și zice, după accent. Deci pot să zic că sunt și moldoveni acolo și faptul că în biserică avem diferite naționalități, oamenii s-au obișnuit să accepte unii pe alții mai ușor. Misionarii și ei sunt diferiți, unii provin din America, dintr-un anumit context, alții din altul. Ori biserica este deschisă spre tot ceea ce este nou. Programul din biserică e foarte asemănător cu cel de aici, pentru că au fost înființate în mare parte de ucrainieni și ei sunt destul de apropiați de felul nostru de închinare. Să înțeleg că principalul motiv pentru care ați plecat acolo a fost misiunea. Da. Și sunt curioasă dacă ați învățat voi, la rândul vostru, ceva despre Dumnezeu acolo, dacă ați descoperit o nouă față a lui Dumnezeu. Da, chiar mi s-a părut interesant asta când am plecat. Ne gândeam noi să schimbăm oamenii, dar noi să facem nu știu ce. Și mi-a spus cineva că, de fapt, Dumnezeu te trimite într-un loc să schimbe și pe tine. Adică prin tine pe alții, dar și pe tine prin alții. Și, într-adevăr, sunt multe lucruri care le-am învățat acolo. Nu vi-am spus, când am murit, a decedat tatăl meu, noi trebuie să ne mutăm de la Oravița înapoi, în casa mamei mele, am devenit copii orfani. Am avut situații dificile și cred că prin toate astea Dumnezeu m-a pregătit, da? Să accept mai ușor dificultățile de ordin material și de altă natură. Și așa am văzut ca o pregătire pentru ceea ce aveam să întâmpin acolo, pentru că am avut perioade foarte grele în care am locuit în chilie și s-a terminat sponsorizarea și nu știam dacă mai primim bani sau nu, dacă putem să cumpărăm un cărucior pentru copilul nostru sau nu, cumpărasem un pătuț second hand și a fost foarte greu la un moment dat. Și Dumnezeu prin toate astea ne-a învățat ceva. Dar mi-a plăcut să privesc că, mai ales acum am recitit din nou 2 Corinteni, am înțeles că voi studiați 2 Corinteni. Și am înțeles așa, oamenii de acolo aveau nevoie de mângâiere. Ei nu erau deschiși să primească direct de la Dumnezeu. Dumnezeu ne-a trecut pe noi prin situații dificile ca să ne ofere nouă mângâiere și la noi, la rândul nostru, să oferim mângâiere lor. Și Dumnezeu special ne-a lăsat în situații grele ca să ne poată mângâia și să putem mângâia la rândul nostru, că altfel n-am fi putut mângâia pe oameni dacă n-am fi primit. Și astea sunt lucrurile care le-am învățat. Am învățat foarte mult despre oameni, neacuz, mai mult despre familia lui Dumnezeu. Crescusem într-o biserică baptistă și aveam impresia că numai într-un anumit fel, dar se poate face și numai anumiți oameni sunt oamenii prin care Dumnezeu lucrează. Am văzut oameni foarte diferiți, oameni foarte iubitori, foarte deschiși, foarte jertfitori. Bisericile au fost înființate de misionari, am zis în special, și vreau să zic că au fost oameni deosebiți acolo. Misionarii americani, în mod voit, trăiau foarte modest, nu și-au cumpărat mașină, nici unul dintre ei, nici noi nu aveam mașină acolo, și aveau în casă foarte modest ca să se simtă comod și ceilalți. Și oamenii se uitau la ei și inclusiv la noi, mai mulți ne-au spus, ca la modele. Și foarte mulți din tineri vreau să fie misionari. Și din fetele care le-ați văzut în poze, sunt câteva care sunt misionari în sate, în condiții mai grele decât am locuit eu în Iacuțc, pentru că am înțeles că ăsta este modelul de creștin. Și noi și alții. Și renunțarea asta la cele materiale, la tot, pentru că Dumnezeu vrea să facem ceva pentru oameni. Și nu atât de mult că spunea despre dragostea de oameni. Și o să de oameni, dar în primul rând o să de Dumnezeu. Îl iubești pe Dumnezeu și atunci cumva simți inima Lui care îl bate pentru oameni, da? Pentru că la început poate ne-a axat mai mult pe oameni, dar oamenii te vor dezamăgi. Am plâns mult când oameni în care am investit foarte mult au plecat din biserică și am înțeles că noi nu trebuie datoria de a schimba pe oameni, ci de a mărturisi. Eu seamăn, altul udă, sau eu ud și Dumnezeu face schimbarea. Deci eu fac pentru Domnul ceea ce fac. Și El schimbă pe oameni și nu trebuie să aștept de la oameni vreo răsplată sau vreo mulțumire. Pentru că atunci când am așteptat a fost iarăși o experiență în care am fost foarte dezamăgiți. Și am înțeles că Dumnezeu nu vrea să ne uităm după roade. El face să crească când vrea El.
Într-adevăr, dragostea de Dumnezeu se transpune în dragostea de oameni. Și tu ai încercat să faci acest lucru, voi, familia voastră. Care a fost moment culminant, dacă s-a întâmplat vreodată să-ți pară rău, să zic? Probabil ne pare rău uneori că ți se pare că oferi, dar nu mai primești înapoi. A fost sigur că spuneam câteva din fete că am trăit așa în minte, în care am investit foarte mult și l-am primit în casa mea și... Dar nu că mi-a părut rău că am investit, dar sufer pentru omul respectiv. Chiar acum un an sau am primit o scrisoare, un mesaj pe Facebook de la cineva care nu chiar a fost un conflict, a fost o mică neînțelegere între noi, dar în orice caz după vreo 10 ani a trecut, cred că de atunci, și mi-a scris că îi pare rău și că îi pare că nu ne-a apreciat atunci și foarte frumos. Dar nu mi-a părut niciodată rău că am mers acolo. Nu știu dacă, poate am avut momente în care am suferit și am plâns și sunt cam plângăcioasă, așa că încerc să evit subiectele astea că mai atunci. Pentru că așa am înțeles noi că Dumnezeu ne vrea acolo, cumva nu m-am gândit să plec. Ne-am propus 10 ani, așa ne-am rugat, am zis că după 10 ani ne rugăm din nou și cerem călăuzire, dar primisem pentru 10 ani și călăuzire. Și... Nu mă vedeam altfel, poate că m-a urmărit puțin istoria lui Iona, da? Știți despre Iona. N-aș fi vrut să plec și să ajung înapoi, ce știu eu, pe ce cărări. Așa că am zis, Dumnezeu, dacă acolo ne vrea, acolo ne va binecuvânta și acolo trebuie să stau. Chiar dacă nu văd mari schimbări, chiar dacă o perioadă n-am putut să lucrez pentru că am stat acasă cu copiii, dar Dumnezeu nu vrea neapărat să facem minuni, El vrea să fim sare și lumină și asta am încercat să fiu, în primul rând să fim, apoi să facem. Și El ne-a folosit când, cum, mai mult sau mai puțin pe fiecare dintre noi. Am vorbit de dragoste de Dumnezeu, de dragoste de oameni. Aș vrea să vorbim puțin de dragostea de biserică. Spuneai de bisericile de acolo. Nu ne-ai spus cât de multe sunt, pentru că aici în Cluj, cred că în fiecare cartier găsim cel puțin 3-4 biserici. Acolo tot așa este? Păi ne-a cusc în 5 biserici acum, dar nu sunt atât de mari ca și cele de aici. Bine, ne-a cusc în așa de mari ca și Clujul. Comparativ cu Rusia Centrală, sunt mai multe biserici la... Ce? Ea nu face ceva asemenea, nu știu exact ce. Comparativ cu Rusia Centrală, sunt mai multe biserici în zona noastră. Nu v-am zis că Iacuțcu este capitala Iacuției, care este de 14 ori mai mare decât România, dar are sub 1 milion de locuitori. Și toate localitățile sunt la distanțe foarte mari unele de altele. În unele ajungi doar cu elicopterul, o dată pe lună. Am avut două prietene misionare care au rămas acolo blocate mai mult decât și-au propus să stea. În altele ajungi numai cu avionul, la 1000 de kilometri, nici nu se pare că, adică nu se consideră a fi foarte mult. Am făcut tabăra la 800 de kilometri sud de Iacuțsk. Eu zic că nu știu exact procentul cum este față de România, Ian, procentul de credincioși așa față de cine credincioși. Decât în Rusia Centrală, da, având în vedere populația. Și mai în fiecare sat există biserică, bine, bisericile nu sunt mari, dar zic că nu stăm foarte rău. Știm că Siberia a fost, în istorie, este cunoscut ca un loc de exterminare umană și aș vrea să întreb dacă încă se mai resimte acest lucru în biserici, dacă și-a lăsat în vreun mod acest lucru amprenta asupra bisericilor. Păi mulți din biserică sunt rodul rugăciunilor și fraților care au suferit acolo, care au locuit acolo, care s-au rugat și au simțit pentru oamenii din locul acela. Chiar acum pe drum îmi spunea Ian despre cineva care a fost pastor și a slujit foarte mult în biserică. Prima oară venise acolo ca să-și viziteze tatăl în închisoare. A vizitat de 3 ori și apoi a hotărât să stea pe acele locuri și să lucreze ca misionar. Și câțiva zeci de ani a stat, mai mulți ani. Mulți au venit în Iacuțsk, a mai fost un grup de câteva fete, de vreo 10 misionari, auzind despre Iacuțsk de la cei care au fost deținuți acolo. Și noi știm că marea parte sunt rodul rugăciunilor lor, celor care au locuit pentru o vreme, că unii au fost în închisoare, au fost probabil cu domiciliul forțat în zonă. Spuneai mai devreme că ați trecut prin momente foarte grele. Pe noi ne-ar interesa să știm ce anume din sau în relația voastră cu Dumnezeu v-a dat putere, forța, tăria de a merge mai departe.
Tot referitor la 2 Corinteni, da? 2 Corinteni 5 cu 15 a fost multă vreme motoul meu, da? Și el a murit pentru toți, pentru ca cei ce trăiesc să nu mai trăiască pentru ei înșiși, ci pentru cel ce a murit și a înviat pentru ei. Sau aminteam mai înainte de Galateni 2 cu 20, astea chiar au fost următorile mele. Noi nu trăim pentru noi. Da? Am fost răstignit împreună cu Hristos în Galateni, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Cumva nu ne uită așa mult la confortul nostru. Am mai spus că Dumnezeu ne-a mângâiat în toate astea și am înțeles că ne mângâie nu numai pentru noi și pentru alții. Numai o mică istorie, când s-a născut Dora, a fost cea mai grea perioadă, pentru că am locuit în apartament foarte mic. Nu vă mai spun acum, dar a fost foarte greu, cu geamurile înghețate, timp de câteva luni. Și în prima jumătate a Crăciunului am citit istoria nașterii Domnului Iisus și citind despre Maria, mi s-a părut foarte interesant. Îngerul vine și îi spune: plecăciune ție, binecuvântată ești între femei. Și ce binecuvântare că merge să se înscrie la Betleem și apucă durerile nașterii și nu găsește loc. Și mă gândeam la toate, erau toate proaspete în mintea mea, pentru că doar avea numai 3 luni, da? Prin ce am trecut eu. Și plânsesem că cumpărasem doar un pătuț second hand. Și am zis, Maria n-avea niciun pătuț second hand. Și eram într-o țară străină, mi-era teamă că, ce știu eu, de stres în spital, n-am să înțeleg ce mi se spune în limba rusă, aveam așa o obsesie. Și Maria, adevărat nu-i mai, dar trebuie să plece și ea și să locuiască în Egipt o perioadă. Și greutățile prin care a trecut Maria nu se compara cu ce am trecut eu până la urmă. Și totuși, ea a fost numită binecuvântată între femei. Și mi-am dat seama că nu există o relație directă între binecuvântare și confort sau prosperitate sau ce știu ce împlinire. Dimpotrivă, poate noi credem că uneori sunt, dar nu întotdeauna greutățile sunt urmarea unui blestem, dimpotrivă, poate unei binecuvântări. Ea a fost aleasă, binecuvântată, dar a trecut prin greutăți mari și țin minte că am vorbit despre asta și s-a încurajat foarte mult că mama Domnului Iisus a suferit mai mult decât am suferit în perioada respectivă și asta a fost mâncăierea pentru mine. Se întâmplă uneori ca cei care aleg să meargă în misiune să aibă dorința să le meargă bine. Și de multe ori poate, nu știu dacă te-ai gândit vreodată, Doamne, dar am făcut asta pentru Tine, am lăsat totul în urmă și am venit și am început o viață nouă, de ce mi se întâmplă așa sau de ce nu mă... Poate au fost momente în care nu te-ai simțit fericită, pentru că au fost încercări. De ce? Când s-a născut Dora, eu am RH-ul negativ și la mine au spus că copilul nostru suferă și va avea probleme. Și sigur că m-am gândit, de ce eu, Doamne, din toată familia mea, nu a născut nimeni un copil cu probleme și de ce chiar eu, care am plecat acolo? Un alt verset. Toate versetele astea le-am învățat în copilărie, în tinerețe. Chiar le aveam pe un carnețel, pe tot felul de fișe, le scriam ca să le memorez. Am memorat foarte mult în perioada respectivă. Dar un alt verset este, care mi-a fost moto, Luca 17 cu 10. 17 a 10 este data mea de naștere. Și de am reținut foarte bine și referința. Dar spune așa... Iar voi, după ce v-ați face tot ce vi s-a poruncit, să ziceți, suntem niște robi netrebnici, am făcut ce eram dator să facem. Eu am fost datoare să fac, Dumnezeu nu mi-e dator mie. Eu nu puteam să fac altfel dacă Dumnezeu la asta m-a chemat. Eu sunt rob, am făcut ce eram datoare. Deci chiar așa cred. Pe de altă parte, dacă stau să mă gândesc la răsplată, nici nu știți ce carență de vitamine trebuie să fi avut eu acolo, că... A fost când n-am avut bani de prea multe vitamine, să se mai spun de fructe și când am fost însărcinată cu Dora, a fost tot timpul fum, luaseră foc niște păduri și nu s-a mai stins și tot îmi spunea că trebuie să ies, să iau aer, oxigen, dar unde, că inspiram numai fum. Dumnezeu mi-a binecuvântat copii, am 2 copii sănătoși și asta e mare lucru, nu e un lucru ușor. Și încă ceva... care, doar așa ca să vedeți că Dumnezeu dă, dar nu pentru că era dator, da? Ci El dă așa, în plus, să zic. Mulți dintre prietenii mei și rudele mele plătesc până în ziua de astăzi rate pentru apartamente. Noi când am plecat de acolo, am plecat cu niște cutii de cărți și niște haine. Vreau să vă zic că peste 10 ani cu aceleași haine aproape era să mă întorc, până când am spus nu mai le vreau. Le las acolo. Am plecat cu foarte puțin și... N-am fost angajată nicăieri, sunt 10 ani pe care i-am pierdut într-un anumit punct de vedere.
Țin minte că venisem și un păstor vrea să ne convingă să ne facem asigurare particulară sau nu știu cum se numește, privată. Dar noi nu puteam să plătim suma respectivă ca să am pensie. Dar Dumnezeu așa a făcut, într-o perioadă foarte grea, cineva s-a oferit să strângă bani pentru noi și au adunat bani, spuneau că de la bătrâne, de la oameni din Anglia, da? Dar nu oameni foarte înstăriți și ne-au trimis bani de apartament și ne-am cumpărat apartament și am zis, da, este binecuvântare, alții muncesc ani de zile. Până în ziua de astăzi plătesc ratele, s-a mărit rata, Dumnezeu ne-a dat cumva nesperat, nu ne-am rugat, n-am așteptat, da? Dar mai mult decât am fi visat să realizăm vreodată, sau decât am fi putut în cei 10 ani lucrând aici din greu. Să înțeleg că răsplata cea mai mare, dacă e vorba să vorbim de o răsplată pământească, a fost faptul că ați avut experiențe uimitoare spirituale cu Dumnezeu și ați văzut mâna Lui în lucruri în care poate că nu v-ați gândit că va fi rezolvare. Sincer, cea mai mare fericire a mea este când aud despre fetele astea în care m-am investit, că lucrează la rândul lor. Știți, toate întâlnirile sunt planificate de Dumnezeu. Te întâlnești cu cineva, nu știu, pe Facebook, vorbești. A fost o întâlnire providențială, da? Te gândești, ai învățat ceva. Ori eu cred că Dumnezeu a aranjat o întâlnire a mea cu câțiva oameni de acolo, care au fost providențiale și prin care am schimbat niște vieți. Și chiar că răsplata asta este bucuria să știu că una din prietenele mele foarte apropiate lucrează acum într-un sat și este dedicată și mai ținem legătura și celelalte lucrează în felul lor fiecare. Zic că bucuria asta nu se poate compara cu, nu știu cu ce aș putea. Binecuvântări materiale. Da. Spuneai de Facebook, ai păstrat legătura cu cineva de acasă sau pur și simplu ai mers acolo în Iacuțsk și ai fost tu, noua cultură și oamenii de acolo? O, care Facebook? Ne-am plecat în 99, n-aveam computer, mergeam la internet cafe și stăteam jumătate de oră până se încarcă și nu se încărca și plecam acasă, dezamăgiți, supărați. Trimiteam mamei mele scrisori care ajungeau peste 3 săptămâni și deja problema era rezolvată până când citea ea scrisoarea și ea îmi trimitea și ne le furau din poștă și spunea nu-ți mai scriu, degeaba scriu că tot cum nu le primești. Și mă necăjeam. A fost foarte greu la început, până ne-am cumpărat computer și când ne-am cumpărat, până când am plecat din Iacuțsk, noi n-am avut internet non-stop, ci erau câteva minute, nu știu cum cumpăram Facebook, după ce m-am tot zis în România, n-am avut Facebook sau altfel de rețea. La început a fost foarte greu că parcă aș fi vrut să continui să trăiesc cu prietenii mei, vreau să știu tot ce se întâmplă în România și scriam în amănunt tot ce mi se întâmplă acolo, până când trebuie să trăiesc în prezent și prezentul meu era în altă parte. Sigur că am ținut legătura cu prietenii care se rugau pentru mine și ne întâlneam când veneam în țară, dar da, din primința comunicării a fost greu, mai ales cu mama mea care era îngrijorată. Nu vi-am zis, când am plecat în Siberia, mi-am văzut în mormântarea, v-ați văzut odată în mormântarea. Au început mama mea zicea, nici la moartea mea n-ai să mai vii de acolo. Și mi-a făcut așa în biserică, au început să plângă unul, doi, au început să plângă toți pe acolo. A fost groaznic. De-aia ea era îngrijorată unde sunt și ce fac acolo și după ce am revenit în țară, după primul an am revenit, de fapt, într-o scurtă vacanță, s-a mai liniștit, a văzut că se poate întoarce de acolo, dar de fapt nu sunt într-un lagăr din ăsta de unde nu mai pot ieși. Pavel ne spune la un moment dat că slava lui Dumnezeu, puterea lui, se face cunoscută prin slăbiciunile noastre. În ce mod se poate aplica acest principiu în viața ta? Atunci când am mers acolo, mi se părea că nu sunt deloc potrivită. În primul rând, sunt antitalent la limbi, foarte greu am învățat să vorbesc limba rusă, deși comparativ cu americanii am învățat foarte repede, povesteam cuiva astăzi. Apoi, celelalte misionare erau, v-am zis, ucrainiene sau rusoaice, femei mai puternice, stăteau și găteau și știau cum să facă bani din asta, vindeau tortul și mă gândeam, eu am venit total nepregătită, adică am făcut și eu teologie, dar nu mă știu la nimic, chestia asta aici. Aici oamenii fac altceva. Locuiau într-o casă unde veneau mereu, s-a făcut foarte multă misiune în închisoare și foarte mulți în închisoare s-au convertit. Alții ieșeau de acolo și veneau unde să vină, veneau acolo, în casa respectivă, care era asociației bisericilor. Și ele găteau, călcau, spălau pentru ei, slujeau foarte mult în privința asta și am simțit la început că nu sunt ca și ele, pentru că mă comparam cu ele, Dumnezeu a avut alt plan cu mine. Dar adesea m-am simțit foarte
nefolositoare sau cum să zic, nepotrivită pentru că aveam niște slăbiciuni ale mele pe care nu le puteam depăși. Aveam alte daruri și Dumnezeu mi-a arătat să nu mă compar cu alții. Și chiar prin greutățile prin care am trecut, de fapt, tot cu referire la 2 Corinteni, dacă m-am citit și eu, dar aveam zis că să nu știam exact ce studiați. Dar în 2 Corinteni, în capitolul 2, unde spune că noi suntem în carul lui de biruință, cum sună acum, Dumnezeu ne poartă în carul lui de biruință, dar se pare că nu, cuvântul carul nu este în original. Și m-am uitat în diferite traduceri și scrie Dumnezeu ne poartă ca și ostateci în triumfală. Procesiunea triumfală, da? Dar noi suntem, că statutul nu de învingători, nu suntem în car. Suntem ostatecii lui, în sensul că suntem luați, suntem captivi, suntem robii lui, că spuneam de robi netrebnici. Și Dumnezeu vrea să arate prin noi asta, că noi suntem robii lui. Și cred că, în general, oamenii asta au văzut în noi misionari. Oameni care sunt robii lui. Oameni care nu le pasă de situația materială, ci oameni care, unde spune Domnul, acolo merg și nu le pasă de alte lucruri. Și cred că prin asta, văzându-le oameni, așa slab cum suntem, dar suntem robii lui Hristos, cred că oamenii au fost mai atrași de slăbiciunile noastre, de exact statutul ăsta, de rob, da? De om care, nu un om care are succes și realizează ceva, ci unul care ascultă de Hristos, chiar dacă trebuie să stea în condiții foarte grele și să sufere foarte mult. Și am avut, mai toți misiunea au trecut prin situații foarte grele și Dumnezeu s-a proslăvit exact prin asta, probabil că oamenii aveau astfel de mesaje, aveau nevoie. Care este întâmplarea de care îți amintești cel mai bine? Ceva care te-a marcat de acolo și nu știu, nu ai putea să uiți niciodată? Nu știu, că nu m-am gândit la asta. Poate prima zi când ai ajuns acolo și a fost foarte frig. Citeam undeva la un moment dat, spuneai că a trebuit să înveți pur și simplu cum să trăiești, cum să-ți deschizi poșeta chiar, pentru că îngheța, așa? Da. Bine, până în ziua de astăzi, mi-a scris o prietenă care locuia tot în Siberia, că plecase cu una înaintea mea și ne-a scris foarte mult să ne pregătească și spunea că într-o iarnă i-a înghețat nasul și eram obsedată de chestia asta, deci nu vreau să mă înghețe nasul. Și până în ziua de astăzi verific, când e frig afară, trebuie să verific dacă îl simt sau nu. Și dacă nu îl simțeam, trebuia să intru în magazin, să stau puțin și să plec mai departe. Și adevăr, vedeai pe stradă oameni cu nasul înghețat, era alb și lunata ne-a înghețat obrazul într-una din iarnă. Nu era așa de frig, era pe la -35, poate de aia n-am fost noi foarte atenți. Da, cu poșeta aveam un rucsac, nu era din piele adevărată și am mers în piață. Vreau să vă zic că la -50 oamenii vând în piață tot felul de lucruri și am mers să cumpăr o căciulă de blană pentru Dora, era din iepure, parcă tot așa ca și oblio, da, țuguiată. Și când se deschid rucsacul să scot banii, era să mi se crape tot, să le adun cu furajul de pe jos. Și o femeie m-a văzut, cred că și-a dat seama că nu vreau cunosc eu cum stau lucrurile pe acolo și mi-a spus, stai, oprește-te, că ți se crapă toată. Mi-a zis să intru în magazin, să o stau să se încălzească și apoi am scos. De atunci am învățat. Mi-a fost foarte greu la început să mă obișnuiesc cu hainele, în primul rând pentru că a fost foarte grea haina pe care am și dat-o, am dat-o gratis pentru că nu mai suportam să o văd. Și mi-am luat ceva geacă cu pene din Alaska, mi-a adus cineva, chiar dacă mi-era mai frig, gândeam măcar mergeam mai repede, puteam să alerg, să mă încălzesc decât să merg încet și să nu mă pot mișca. Și căciula cu urechi, deci nu suportam căciula cu urechi, pentru că nu auzeam când traversam strada, nici nu dați-mă ce mult orientez după auz. Ori mi se părea că n-au nici ce zic oamenii, nici mașinile nu le auzeam. Bine, ce zic oamenii nu prea înțelegeam eu oricum în primul an, da? Era foarte greu cu hainele în timpul iernii. Cel mai mult mi-a plăcut un tâ. Un tâ sunt niște cizme din blană de ren cu talpa de pâslă. Și nu aluneci cu ei, deci nu aveam șanse să cad, deci trebuia pentru haina aia grea. Noi am luat cu mine pentru că aici iarna, chiar dacă ninge, se dezgheață și talpa aia se îmbibă de apă, da? Și nu poți umbla cu ea când nu e înghețat. Dar cred că da, asta a fost greu, nu cu frigul în sine, ci cu hainele și cu portul și... Mă gândeam acum că tu când privești în urmă, acum înțelegi totul. Dar probabil când te aflai în situația respectivă, erau multe lucruri pe care nu le înțelegeai și te rugai și nu primeai răspuns.
Ce s-a întâmplat? Ce ai făcut? Cum ai trecut? Cum ai depășit acel moment? Cum te-ai încurajat și ai zis, trebuie să continui? Pentru că acum, privind în urmă, e ușor. Vezi, înțelegi de ce s-a întâmplat așa. Știi, întotdeauna Dumnezeu a făcut suficiente minuni în viața mea ca să fiu sigură că sunt la locul potrivit. Și când am mers la Institutul Biblic, țin minte că întâmplător, că nu este întâmplător, providențial. Mătușa mi-a venit chiar în ziua în care trebuia să plec cu autobuzul și mi-a dat niște bani. Am ajuns în Timișoara, am dormit la cineva, am primit ceva mâncare, zacuscă și am mers să dau admiterea. De ce e important asta? Pentru că nu știam că voi sta două săptămâni acolo și dacă n-aș fi primit și bani și zacuscă, n-aș fi avut cum să rămân. Și când am mers să dau dosarul, nu aveam un mic detaliu acolo, o adeverință medicală. Și în fața mea erau alți studenți și pentru adeverința medicală i-a trimis acasă sau, mă rog, nu ai tot ce trebuie la dosar. Și eu așteptam rândul și așteptam să-mi spună și mie același lucru. Și nu a văzut că n-am adeverința medicală, eu nu i-am spus. A trecut peste și am rămas și am intrat la institut, dar detaliul ăsta mic mi-a dat mie siguranța că nu întâmplător sunt acolo, pentru că intrasem la psihopedagogie, s-a acreditat ca și didactică, mă gândeam ce caut eu aici, puteam să merg la altă facultate. Deci din când în când Dumnezeu m-a pus în astfel de situații în care să văd că printr-o minune sunt acolo și sunt la locul potrivit. Și în Iacuțc la fel, am știut că sunt la locul potrivit, chiar dacă lucrurile nu par a fi rău sau nu merge totul bine, aveam așa o încredințare, nu mă gândesc niciodată să mă întorc înainte de cei 10 ani sau nu au flirtat cu ideea asta. Ca tineri, în mod special, de cele mai multe ori ne facem planuri, visăm la viitorul nostru, ne gândim că am vrea să avem o familie, ne gândim unde am vrea să locuim, modul în care am vrea să trăim. Ne facem un plan pe termen lung și de multe ori se întâmplă că apare Dumnezeu și spune, nu, uite, îți schimbă total direcția. Și tu atunci trebuie să alegi, ca tânăr, ca persoană trebuie să alegi, să spui, da, Doamne, sunt aici, îmi schimb cursul vieții total sau merg exact pe planul pe care mi l-am făcut eu în viață pentru că m-am gândit de mult timp la el și e greu să renunți la ceva ce ți-ai planificat. Aici ține și de ascultare. De asta aș vrea să le spui tuturor și să ne spui nouă, să înțelegem de ce este important și de cât curaj este nevoie ca să spunem, Doamne, sunt aici, iată-mă, facă-se după voia Ta, nu după planurile mele. Mă uitat tot la istoria Mariei, da? Maria zice, iată roaba Domnului, cred că aici este secretul. Mă gândeam, cum de fata asta, comparativ cu Moise, cu Zaharia, da, cu alții, răspunde așa lui Dumnezeu, facă-mi se după cuvântul Tău. Și am zis că ea s-a văzut pe sine ca roaba Domnului. Și m-am văzut în același fel. Dar vreau să vă mai spun un amănunt în viața mea. Când am graduat la Institutul Biblic, ce-am cântat în grupa noastră acolo în față, la biserică, la Emanuel, a fost un imn ales de Alin Cristea, de-a lui Nicolae Moldovianu și facă-mi se întotdeauna. Și vreau să zic că mi-a fost frică să cânt. Nu știu dacă știți imnul, da? Zice, dacă... așa, cu planurile la pământ, dar nu cu planurile la pământ, cu printr-o lovitură grea, aia nu-mi plăcea mie. Și vreau să spun că Dumnezeu nu mi-a dat nicio lovitură grea, Dumnezeu a fost întotdeauna blând cu mine, sincer. Poate și în experiența cu tatăl meu, da? Pe fratele meu îl certa și îl lovia. Mie nu m-am spunea tatăl meu, da? Păi se poate una ca asta și începem să plâng de numai. Și Domnul face la fel cu mine, nicio lovitură grea nu a fost. Dar vreau să vă spun că m-am gândit serios dacă să cânt imnul ăsta, pentru că nu-l poți cânta cu ușurință. Zice, chiar dacă ar fi să-mi schimb gândul, Doamne, nu mă lăsa. Și am cântat. Și cred că important este să iei decizii ferme, că Dumnezeu ascultă. Poate că a fost când am rătăcit și am mai rătăcit. Dar Dumnezeu a ascultat rugăciunea asta, care a fost foarte sinceră. Și cred că dacă o faci, Dumnezeu ne cunoaște slăbiciunile, dar El nu ne lasă. Cred că asta a fost. Eu am zis Domnului și Domnul a zis, tu ai zis ceva atunci și eu n-am uitat. Și m-a dus înapoi pe cale. Într-adevăr, versurile acestei cântări sunt extraordinar de greu de pronunțat, să spun, când te gândești la intensitatea lor, la greutatea pe care o au.
De aceea chiar și noi am pregătit această cântare pe care am vrea să ne gândim foarte bine la ea când o rostim, când rostim acele cuvinte, pentru că, după cum ai spus și tu, au o intensitate enormă. Noi îți mulțumim pentru că ai acceptat invitația noastră și pentru că ai împărtășit viața ta, ți-ai lăsat puțină dragoste din Siberia, ai lăsat aici, alături de noi și am vrea să cântăm împreună, poate ți amintești și tu de trecut și te gândești când în vremurile studenției erai provocată să cânți această cântare și să cântăm cu toții. Mulțumim! Mulțumesc și eu! Cartea Corinteni ne spune că dintre credință, nădejde și dragoste, cea din urmă este cea mai mare și cea mai importantă. Dragoste pentru cei din jur vă doresc tuturor și putere de a plăti prețul pe care aceasta îl va cere. Până data viitoare, numai bine!